Suntem aici în Elveția și facem o campanie evanghelistică, echipa noastră din Madrid, Spania, cu diferiți misionari și păstori din Brazil, Argentina, România. Vine și un slujitor al Dumnezeu din Canada, au venit cu noi aici, suntem o echipă, toți care suntem îmbrăcați în alt, suntem o echipă care dăm aceste cadouri la oameni de pe stradă și invităm la o campanie evanghelistică într-un hotel în această dupămasă, cum puteți să vedeți. Porte du ciel non t'attendons, ușa cerului, non t'attendons, noi te invităm. Grup creștin, izmins în franceză, significa grup creștin, Ilia, cum putem să vedem aici mai bine, Ilia un sit rezervé pour vous, ai un loc rezervat pentru voi astăzi 21 iunie la ora 5, Hotel Aux Remparts, aici un contact care a lăsat păstorul. Deci aici dăm aceste cadouri, sunt niște dulciuri care le dăm, puține dulciuri într-o bolță cu această invitație. Le dăm pe stradă la tine, le dăm pe stradă la oameni și avem vreo 150, cam așa, 100-150 de invitații. Și aici suntem echipa noastră plus echipa din Elveția, echipa într-o biserică din Elveția. Dăm pe străzile acestei oraș care se cheamă Freiburg din Elveția ca oamenii să vină în această dupămasă, în această seară, la hotel și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă asta, totodată ne rugăm și pe stradă ca Dumnezeu să atingă, ca Dumnezeu să atingă tinerii, adolescenții. Suedia aici este parte din echipa noastră îmbrăcată în galben. Aici vedem, déjame uno a mí también. Și aici e echipa noastră din Spania și altă parte din Elveția. Dumnezeu să binecuvinteze Freiburg, Dumnezeu să binecuvinteze Berna, Dumnezeu să binecuvinteze Elveția. Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze Elveția. Elveția are nevoie de Iisus Hristos. Elveția are nevoie de mântuire. Elveția are nevoie de trezire. Aici eu merg îmbrăcat în alb cu invitație. Nouveau temps pour la Suisse. În română este nou timp pentru Elveția. Dumnezeu să aducă un nou timp pentru Elveția, să aducă binecuvântare. Mi-aduc aminte că în primul turneu misionar în 2015 Dumnezeu mi-a spus: vei fi o binecuvântare pentru Elveția, binecuvântează Elveția. Și fiecare națiune unde mă duc, Dumnezeu îmi vorbește în mod concret pentru acea națiune. Și totodată, înainte să fac acest turneu misionar, Dumnezeu mi-a spus: prorocește trezire asupra Europei, prorocește trezire.